Denisa, mă bucur tare mult că ne întâlnim la acest eveniment, pentru că de mult nu ne-am mai văzut. Ce faci? Abia v-ați întors din vacanță, am văzut. Da, tocmai ne-am întors dintr-o călătorie în Asia. Suntem bine, mă bucur și eu că ne-am întâlnit. Cum a fost în vacanță? Am înțeles că a fost și cu ceva peripeții la un moment, dar la întoarcere. Da, avem aici cu bagajele în ultima perioadă. A fost foarte frumos, extrem de frumos. E un loc rupt de realitate, ceva, aș putea să spun că e din viitor, dar cred că e un viitor inexistent pentru europeni. Ce ți-a plăcut cel mai mult acolo? Mi-a plăcut educația oamenilor, mi-a plăcut empatia oamenilor, faptul că sunt săritori și gata să te ajute, la modul că erau oameni pe stradă pe care rugam să ne ajute să ne dea internet hotspot și se opreau din drumul lor pentru a ne ajuta, sau îi rugam să ne comande de pe aplicația lor un taxi și o făceau. Mi-a plăcut curățenia, e foarte curat, oameni foarte civilizați. E altceva. A rămas inima acolo, în afară de bagaje, că am înțeles că și bagajele au rămas tot acolo. Nu v-ați trezit fără când ați ajuns aici? Da, bagajele au rămas undeva pe drum și o parte din noi cu siguranță, da. Tu ai devenit mult mai cunoscută în momentul în care ai devenit soția lui Flick. Cum gestionezi tu toată această faimă? Pentru că bănuiesc că a venit mult dintr-o dată. Nu o gestionez în vreun fel. Nu sunt o persoană care să-și dorească foarte multă expunere și lucrul ăsta se vede dat fiind faptul că ultima dată ne-am întâlnit la un eveniment acum 2 ani. Confirm. Dar cum văd de viața mea, de lucrurile pe care le făceam și înainte, mă focusez pe familie și pe partea profesională, încerc să fac lucrurile în cel mai bun mod posibil, nu discret și intim. Apropo de partea profesională, am citit undeva că ai început niște cursuri la Harvard, la Oxford. Spune-ne puțin despre ele. Da, am finalizat un curs la Harvard. Am și primit, după 5 săptămâni de așteptare, am primit confirmarea că am trecut cu bine toate examenele din acel modul. Urmează să primesc și certificatul oficial de absolvent Harvard Business School. Urmează să încep al doilea curs la Harvard. Și în iunie mergem la Oxford pentru că voi avea un curs fizic acolo. Sunt o persoană care dintotdeauna investi foarte mult în studii, în cunoștințe, în dezvoltarea de abilități noi, pentru că la urma urmei asta mă ajută la rândul meu să profesez într-un mod mai bun, să avansez în carieră. Și felul în care te prezinți până la urmă în fața oamenilor, pentru că și tu, la rândul tău, știu că ești coach și speaker, pot să zic așa. Apropo, a fost la un moment dat o neînțelegere, nu știu exact, pe niște fete de la cursurile tale au spus că nu și-au primit diploma. Ce s-a întâmplat acolo? Se crease un talmeș-balmeș la un moment dat pe un grup de WhatsApp. Nu știu discuțiile. La ultimul masterclass despre inteligența emoțională, fetele primesc diploma. Eu le-am explicat lor, dar probabil, vezi, e foarte bine că fetele s-au înscris la cursuri pentru că le ajută să se dezvolte. Sunt la începutul drumului în zona de dezvoltare personală și încă nu-și gestionează foarte bine emoțiile, ar trebui să revadă masterclass-ul. Site-ul pe care eu îl am în momentul de față nu este la cel mai bun nivel, nu este exact așa cum eu mi-aș fi dorit, motiv pentru care sunt anumite lucruri care nu funcționează exact cum trebuie. Mici întârzieri, nu? Da, mici întârzieri, sunt probleme cu logarea pe site. În momentul de față se lucrează la site cu altă echipă, foarte profi de la Iași, care îi mulțumesc foarte mult că mă ajută, și se construiește site-ul de la zero. În momentul în care va fi gata, tot ce este acum pe platformă va fi mutat acolo. Este întârziere în ceea ce privește diplomele și asta pentru că nu poate, e o chestie de funcționalitate. Acum nu e ca și cum oamenii nu pot trăi fără diplomă sau nu e
nu e ceva, cum să zic, dacă ar trebui să le dau ceva fizic sau care să mă coste ceva, aș putea să înțeleg genul ăsta de lucruri, vai, n-am primit. Dar dat în faptul că e o diplomă pe care ei o descarcă online, nu e chiar așa de mare problema. Cred că oamenii ar trebui să se focuseze mult mai mult pe informațiile care sunt la cursuri decât pe ceea ce primesc în urma cursului, pentru că la urma urmei în viață ne ajută informațiile pe care noi le căpătăm și pe care le implementăm în viața noastră de zi cu zi, mai mult decât faptul că ele vor avea o diplomă pe care o vor pune nu știu unde. Spune-mi un singur lucru, care este modelul tău? Ai vreun model în viață după care te ghidezi sau care îți place? Sau o femeie din lumea showbiz-ului poate sau din lumea afacerilor? Mai să știi că nu am, nu m-am gândit niciodată la asta, nu am. Îți plac poate mai multe sau din mai multe categorii, mă gândesc, nu? Eu nu mă uit la televizor, nu urmăresc persoane, nu petrec timpul online. Nici pe Flic nu știai, nu? Exact, nici pe soțul meu nu știam, nu știam că e o persoană cunoscută sau ceva. Mă focusez pe alte lucruri, mă focusez mai mult pe a deveni eu ceea ce îmi doresc eu decât de a mă uita la alte persoane. Mă inspir de la oameni, de exemplu am o prietenă foarte bună de la care m-a inspirat foarte mult în ceea ce privește îngrijirea tenului și nu mai machiez sau și dacă o fac, machiez foarte puțin. Sunt oameni, da, în jurul meu care mă inspiră, dar modele așa de viață nu prea. Eu consider că în momentul în care ne uităm la cineva și luăm sfaturi sau ne ghidăm după anumite păreri pe care acea persoană le are, trebuie să ne uităm dacă omul respectiv, dacă persoana aceea are ceea ce noi ne dorim. Și în jurul meu nu prea găsesc sau în social media, mass media, nu știu, nu am întâlnit persoane care să se plieze ca modalitate de gândire pe ceea ce eu cred despre viață.